În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom încerca să avem o ultimă abordare a epistolei lui Iuda și personal mi-a revenit sarcina de a putea face o trecere succintă peste primele 16 versete din epistola lui Iuda și mai înainte de a sublinia câteva lucruri cu care m-aș bucura să putem rămâne fiecare dintre noi, aș dori să citesc aceste prime 16 versete, urmând ca fratele Victor Toculescu, care se va ocupa de partea a doua a epistolei, să poată continua lecturarea epistolei. Deci, pentru început, epistola lui Iuda, primele 16 versete. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia și și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotriva diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospotează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binele. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Niște valuri înfuriate ale mării care îi spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată, că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Se spune că unele dintre cele mai frumoase flori de pe pământ sunt florile de cactus. Și cei care vor să le studieze sau cei care vor să se bucure într-adevăr de frumusețea și de, eu știu, cât de deosebite sunt aceste flori, trebuie să meargă în deșert, acolo unde se întâlnesc acești cactuși, și să le poată studia, să poată să se bucure de această priveliște deosebită. Însă, vedeți dumneavoastră, drumul până acolo, sau contextul în care pot fi observate aceste flori, este unul dezolant. Deșertul nu are nimic atrăgător în el însuși. Este un ținut arid, un ținut care amintește mai mult de moarte decât de viață și, sigur, există această reținere, nu? N-am auzit de nimeni care o plăcere deosebită să meargă printr-o zonă deșertică. Cu toate acestea, cercetătorii au subliniat importanța extraordinară a deșerturilor în ecosistemul acesta climatic general al planetei. Ce vreau să spun cu acest lucru? Cred că asemenea
unui deșert care este mai puțin atrăgător, dar care este necesar. Și aceste flori care se găsesc în mijlocul, flori deosebite în mijlocul deșertului, cred că și în epistola lui Iuda, apropiindu-ne de ea, o putem privi ca un deșert, ca un lucru neatrăgător. Să vorbești despre apostați, despre faptele apostaților, despre caracterul unor apostați, sigur sunt lucruri necesare, dar nu-i așa, parcă nu încântătoare. Și cu toate acestea găsim niște flori extraordinare în această epistolă. Și Duhul lui Dumnezeu a pus aceste flori la începutul ei și la sfârșitul ei și pentru început aș vrea să vă ofer o floare din aceasta care mie mi-a făcut mult bine atunci când am studiat această epistolă în adunare. Și floarea la care fac referire este modul în care este descris cel credincios de către apostolul Iuda. Este un lucru la care aș vrea să ne gândim și cu care aș vrea să rămânem în primul rând din această epistolă. Spune aici cuvântul: către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Modul în care este descris cel credincios, cel care a fost chemat, care este iubit și care este păstrat. Am fost chemați. Lucrul acesta are de-a face cu trecutul nostru. Și ne vorbește despre chemarea suverană a lui Dumnezeu la mântuire. Ne vorbește despre harul acesta al alegerii sale. În bunătatea sa, Dumnezeu a găsit cu cale să ne aleagă și să ne cheme la mântuire. N-aveam niciun merit. Este harul său. Și faptul că El ne-a chemat și pe noi, lucrul acesta mă mângâie. Să știu că sunt chemat de El la mântuire. Să știu că sunt ales de El. Să știu că El a inițiat lucrul acesta și n-a fost nimic bun în mine care să stârnească lucrul acesta sau care să motiveze această chemare sau alegere a lui Dumnezeu. Apoi este această caracteristică, iubiți, are de-a face cu prezentul nostru. Vedeți, cel credincios nu doar a fost iubit de Dumnezeu prin faptul că l-a dat pe Domnul Iisus Hristos la moarte pentru noi, ci cel credincios este iubit, este o stare continuă. Cel credincios beneficiază în permanență de dragostea lui Dumnezeu Tatăl. Spune aici, iubiți în Dumnezeu Tatăl. Și nu în ultimul rând, păstrați, are de-a face cu viitorul nostru. Exprimă cea mai puternică siguranță pe care o poate avea cel credincios. Să știu că sunt păstrat pentru Domnul Iisus Hristos. Iar în versetul 24, o altă floare de la sfârșitul acestei epistole, spune, suntem păziți de Domnul Iisus Hristos. Pentru mine a fost ca o mângâiere în aceste vremuri de tulburare, de încercare. Și mi-ar place să cred că pentru fiecare dintre noi aceste trei stări sau poziții ale celui credincios, chemat, iubit și păstrat, să reprezintă în aceste vremuri dificile pe care le traversăm ca și biserică, ca și creștinătate, să reprezintă o mângâiere, să reprezintă un punct pe care să ne putem sprijini. Să știm că suntem chemați, iubiți și păstrați pentru Domnul Iisus Hristos. Sigur, epistola aceasta lui Iuda, așa cum s-a spus de fiecare dată, aproape în fiecare duminică seara, abordează problema apostaților, a oamenilor care sunt strecurați în biserică. Epistola aceasta este o avertizare și o demascare a acestor oameni apostați, dar totodată și un îndemn pentru cei credincioși de a se lupta, lupta cea bună, să se lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Vedem lucrul acesta în versetul 3. Cred că un alt lucru la care putem să medităm și să ne întrebăm este pentru ce luptăm fiecare dintre noi. Îndemnul cuvântului este de a ne lupta pentru credință, pentru acea învățătură a adevărului care a fost dată deja, pe care nu suntem noi chemați să o descoperim, să o completăm sau să avem pretenția că cine știe ce descoperire interesantă sau extraordinară facem, ci așa cum spune aici cuvântul, credința sau totalitatea învățăturii cuvântului lui Dumnezeu care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Învățătura sau credința pe care noi suntem chemați să o apărăm, pentru care trebuie să luptăm, a fost dată. Noi trebuie doar să luptăm pentru adevăr. Și mă gândeam, pentru ce luptăm fiecare dintre noi? Care este ținta? Care este scopul? Dorim noi să luptăm să apărăm adevărul sau dorim să ne apărăm propriile interese, propriile păreri? Cred că Iuda face această, înainte de a da pe față cine sunt apostații și modul lor de lucru,
face această precizare, luptați-vă pentru adevăr. Și mi-am propus să rămân din această epistolă cu acest scop în viață, să lupt pentru adevăr. Cuvântul Iuda, deși demască pe apostați, nu spune luptați împotriva apostaților. De apostați, vom vedea, se ocupă Domnul. Domnul e cel care îi judecă, Domnul va fi cel care îi va condamna. Eu sunt chemat să lupt pentru credință, să lupt pentru adevăr. Aș vrea ca fiecare dintre noi să reținem și să ne propunem ca scop acest lucru. Aceste prime 16 versete am putea să le împărțim în, după ce este această primă parte de introducere, într-un mod de descriere a apostaților, și anume versetul 4, practic Iuda demască apostații, cine sunt ei. Apoi de la versetul 5 la 17 ni se dau trei exemple de apostați sau de apostazie din trecut, din istoria biblică, atât cu poporul Israel cât și cu, vom vedea celelalte exemple, cu îngerii și cu cetățile Sodomei și Gomorei. Apoi de la versetul 8 la 13 ni se descriu practicile și faptele apostaților. Apoi de la versetul 14 la 15 ni se descrie soarta apostaților, pentru ca versetul 16 să sumarizeze din nou descrierea apostaților. Pentru că timpul este foarte limitat, voi încerca doar să subliniez câte ceva despre cine sunt apostații. Pentru că cred că este important să știm cum ne raportăm, și când voi spune cine sunt apostații, gândul nostru, aș vrea pe de-o parte să se îndrepte spre inima noastră a fiecăruia dintre noi. Și așa cum am spus și cu două duminici în urmă, primul semn de întrebare să ne-l punem fiecare în dreptul nostru și să spunem, Doamne, nu cumva ceva din caracterul apostaților, ceva din faptele lor, ceva din modul lor de a acționa a întinat și viața mea? Și să putem să ne eliberăm de aceste lucruri. Și al doilea scop aș dori să fie acela de a putea identifica pe posibilii oameni pe care cuvântul îi descrie prin aceste versete. Versetul 4, așadar, se ocupă cu demascarea apostaților, și primul lucru care se spune despre acești oameni, se spune că sunt oameni strecurați. S-au strecurat printre voi unii oameni. Primul lucru care aș vrea să fim atenți, sunt oameni care se furișează sau se strecoară în biserică. Și trebuie să spunem din capul locului, sunt oameni nenăscuți din nou. Sunt oameni care n-au intrat pe ușă. Așa cum se spune deseori atunci când se vestește Evanghelia, când un om dorește să beneficieze de mântuire, vine la Domnul Iisus Hristos și El este ușa. Și prin venirea la Domnul Iisus Hristos poate beneficia de o naștere din nou, de o schimbare a naturii. Oamenii aceștia apostați sunt oameni care au intrat în biserică pe o altă cale. Așa cum avea să spună Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, sunt oameni care nu intră pe ușă în staul, ci intră pe altă parte. Se furișează pe altă parte. Atunci când intri pe ușă, n-ai de ce să te strecori. N-ai de ce să te furișezi. Intri în văzul tuturor. Sunt oameni care ne arată, printre altele, că nu s-au întâlnit niciodată într-un mod personal cu Domnul Iisus Hristos. Sunt doar imitatori ai creștinismului. Și poate să fie imitația cât de bine făcută. Imitația va fi întotdeauna imitație, nu va fi la totuna cu originalul. Și aș vrea să ne aducem aminte de Evanghelia după Matei, la capitolul 7, spune Domnul Iisus Hristos acolo despre o categorie de oameni care au fost imitatori ai creștinismului, care au făcut, care au lucrat, care au crezut că sunt ceea ce trebuie să fie, și Domnul Iisus le spune aceste cuvinte: niciodată nu v-am cunoscut. Oameni care n-au fost niciodată ceea ce trebuiau să fie, oameni nenăscuți din nou. Și primul lucru care îl spune cuvântul și am vrea să-l spunem despre oamenii aceștia apostați, sunt oameni nenăscuți din nou. Apoi, al doilea lucru care ni se spune în versetul 4, sunt oameni neevlavioși, oameni fără teamă de Dumnezeu, oameni care, în cel mai bun caz, au doar o formă de evlavie, așa cum avea să spună Pavel lui Timotei, dar căruia îi tăgăduiesc puterea. Nu se vede în viața lor o evlavie, o teamă de Dumnezeu autentică. Mai mult decât atât, în versetul 15, ultimul cuvânt, adresându-se tot față de acești oameni, se spune păcătoși nelegiuiți. Sunt oameni neevlavioși, adică sunt păcătoși nelegiuiți de-a binelea. Și cuvântul explică mai departe de ce lucrul acesta, pentru că au cel puțin două mari erori în viețile lor. Acești oameni. Primul element sau prima eroare din viața acestor oameni este că schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu.
este acest mod greșit de a te raporta la Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire în viața omului, Harul lui Dumnezeu care aduce și continuă procesul de sfințire, de curăție în viața omului și Harul lui Dumnezeu care va proslăvi sau va glorifica pe cel credincios. Și apostații sau oamenii care sunt nenăscuți din nou, sunt oameni care se raportează într-un mod greșit la Harul acesta lui Dumnezeu și cuvântul spune aici, îl schimbă în desfrânare. Aș vrea să spun și cuvântul o spune de altfel, oamenii care găsesc pretext sau găsesc motivare în cuvânt pentru viața de păcat într-un mod deliberat, sunt oameni care n-au înțeles ce înseamnă Harul lui Dumnezeu. Nu se poate, nu există har să înțelegi ce înseamnă Harul, să beneficiezi de mântuirea pe care Harul o aduce și totuși să trăiești într-un mod voit, deliberat în păcat. Pentru că sunt texte, nu e timp acum să citim, Roman 6, Tit, capitolul 2 și multe alte locuri care ne vorbesc despre această incompatibilitate între o viață trăită sub har și o viață trăită în păcat. Nu se poate. Cei care pretind sau iau harul și îl fac ca un steag pentru modul lor păcătos de a trăi. Sunt oameni neevlavioși, oameni care schimbă în desfrânare Harul lui Dumnezeu, oameni care nu înțeleg ce înseamnă har. Și cea de-a doua eroare sau cea de-a doua greșeală a acestor oameni este că tăgăduiesc sau resping autoritatea Domnului Iisus Hristos. Sunt oameni care nu-L recunosc sau nu-L cunosc pe Domnul Iisus ca stăpân și Domn în viața lor. Am auzit și eu deseori năzbâtia aceasta sau eroarea aceasta de oameni care trăiesc într-un mod păcătos, într-un mod deliberat și spun, știi, oamenii aceia încercați să găsească o scuză, sunt oameni care L-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, dar încă nu L-au primit ca stăpân sau ca domn. Nu există așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să citesc un verset din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 5, versetul 31, ni se spune că Domnul Dumnezeu L-a făcut pe Domnul Iisus Hristos. Fapte 5:31 spune Petru în cuvântarea sa, pe acest Iisus Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut, atenție, nu spune mântuitor și domn, ci spune domn și mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Cu alte cuvinte, nu te poți bucura de mântuirea pe care o poate aduce Domnul Iisus Hristos dacă nu te bucuri de stăpânirea, de domnia Lui în viața ta. Mulți ar vrea să aibă parte doar de mântuirea de păcate, dar domnia și stăpânirea Domnului Iisus, dacă se poate să fie așa, lăsată deoparte, să fie ceva auxiliar, nu se poate. Domnul Iisus Hristos, când intră în viața cuiva, intră cu domnia sa, cu stăpânirea sa și, într-adevăr, El aduce mântuirea pe care doar El o poate aduce. Și stăpânirea sau domnia Domnului Iisus Hristos se vede din trăirea fiecăruia dintre noi. Se vede din viața practică a fiecăruia dintre noi. Stăpânirea sau domnia Domnului Iisus Hristos nu este doar un cumul de cunoștințe, nu este doar un mod de a ne declara credința, ci se vede în viața trăită de fiecare dintre noi. Se vede în viața mea, se vede în viața ta că Domnul Iisus este Domn și Stăpân? Aceasta poate certifica mântuirea pe care El a adus-o. Dacă nu se vede domnia și stăpânirea în viața noastră, pot spune un semn de întrebare cu privire la mântuirea pe care exclami sau mărturisești că o ai. Domnul Iisus atunci când vine, repet, vine cu mântuirea sa, dar vine cu domnia și cu stăpânirea sa. Apostații tocmai acest lucru contestă, fie prin faptele lor, nu neapărat poate într-un mod verbal, dar prin faptele lor și prin caracterul lor contestă stăpânirea sau tăgăduiesc autoritatea Domnului Iisus Hristos. Este apoi în versetele 5 și 7, doar voi aminti, aceste exemple de apostazie din trecut. Poporul Israel scos din Egipt au beneficiat cu toții de sau au fost beneficiari ai minunilor lui Dumnezeu și cu toate acestea, pentru că n-au crezut, au pierit. Apoi este exemplul îngerilor din vechime care au fost beneficiari a unei poziții privilegiate. Să fii înger, nu e așa, este o poziție privilegiată. Și cu toate acestea, prin răzvrătire și contestarea autorității, sunt condamnați în lanțuri veșnice. Și apoi este exemplul cetăților Sodomei, Gomorei și a celorlalte de prin prejuri. Exemplul ce ne vorbește despre ce se întâmplă când îl elimini pe Dumnezeu din viața ta, elimini standardul lui Dumnezeu de viață și trăiești după propriile pofte și plăceri. Și ne spune cuvântul că au fost nimicite și au avut parte de focul cel veșnic,
Mă gândesc că nu întâmplător sunt aceste exemple. Este, pe de-o parte, un exemplu de avertizare, dar mă gândesc că este și un exemplu că apostazia are această continuitate sau are acest mod de a se manifesta, așa cum a fost în trecut, se întâmplă și astăzi. Pentru că urmează imediat exemplul 8, în care începe din nou Iuda să prezinte practicile acestor apostați și ni se spun că apostații își pângăresc trupul. Este una din caracteristicile lor, asemeni cum făceau cei din Sodoma și Gomora. Apoi apostații, ne spune cuvântul, nesocotesc stăpânirea, așa cum făceau și izraeliții în pustie când au nesocotit stăpânirea lăsată de Dumnezeu și autoritatea lăsată de Dumnezeu prin Moise și Aaron. Mai departe spune, batjocoresc dregătoriile, aducându-ne aminte de exemplul îngerilor căzut din vechime. Iată așadar că aceste exemple pe care Iuda le dă din trecut sunt manifestări sau moduri de a se manifesta ale apostaților și în prezent. Și cred că versetul 8 are ca și element cheie expresia aceasta. Oamenii aceștia târâți de visările lor. Sau, așa cum se spune în versetul 19, sunt oameni care se lasă târâți de visările lor sau de propriile pofte, pentru că sunt oameni care n-au Duhul lui Dumnezeu. Și știm cu toții că cel credincios și în Romani 8 și în Galateni 5 este chemat să trăiască o viață călăuzită de Duhul Sfânt. Apostatul, cel care este doar un imitator al creștinismului, este omul care se va lăsa întotdeauna târât de propriile visări, de propriile pofte, de propria fire. Va fi un om total nespiritual. Va fi un om care nu-și va conduce viața și autoritatea lui nu va fi cuvântul lui Dumnezeu sau călăuzirea Duhului cel Sfânt. Cred că este această expresie, oamenii aceștia târâți de visările lor, este o descriere și un motiv al consecințelor care urmează din faptele lor. Apoi urmează versetul 10, care de asemenea ne dau două dimensiuni ale oamenilor apostați. Prima este aceea, caracterul batjocoritor. Și lucrul acesta este reluat și în versetul 18. Oamenii care sunt doar imitatori ai creștinismului sunt oameni batjocoritori. Și aș vrea să spun, am avut pe inimă să spun și acum două duminici când am fost de slujbă înaintea dumneavoastră, dar pentru că timpul nu a permis. De multe ori noi când ne gândim la oameni batjocoritori, ne gândim poate la acei oameni din 2 Petru care iau în bătaie de joc, eu știu, învățături din acestea cum ar fi venirea Domnului. Și spune acolo Petru, sunt unii care spun, ce venirea Domnului? Și este un mod de a-ți bate joc de cuvântul lui Dumnezeu, prin a contesta învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Dar aș vrea să înțelegem cuvântul acesta într-un cadru mult mai larg. A fi batjocoritor nu înseamnă să-ți bați joc doar de învățătura cuvântului lui Dumnezeu, înseamnă să-ți bați joc și de cei credincioși. Și în ultimul timp am văzut, cu durere vă spun lucrul acesta, și printre noi oameni care, fără niciun pic de jenă, își bat joc unii de alții, de poate starea uneia sau altuia. Dumnezeu este cel care ne-a făcut pe fiecare, pe unii mai puternici, pe alții mai sensibili. Și într-un mod, fără niciun pic de jenă, am văzut bătaia aceasta de joc la unii dintre noi, râzând și ironizând pe cei de lângă noi. Vreau să vă spun că ironia este tot un mod de a-ți bate joc, tot o bajocură. Noi spunem, ironia este bajocura celui înțelept. Înțelept sau neînțelept, tot bajocură este. De aceea, citind aceste lucruri, m-am rugat, Doamne, pentru că de multe ori am constatat și la mine pericolul acesta de a ironiza, Doamne, ajută-mă să mă ferez de ironie. Nu vreau și n-aș vrea ca noi, cei credincioși, să semănăm cu apostații, să ne batem joc unii de alții, să ne ironizăm unii pe alții. Aceste lucruri țin de cei apostați. Și apoi este celălalt lucru pe care versetul 10 îl spune, caracterul ignorant al apostaților. Spune aici cuvântul, bajocoresc ce nu cunosc, ce nu înțeleg. Dar vreau să subliniez că nu cunosc, nu pentru că nu pot înțelege, ci pentru că nu vor. Una este să nu știi pentru că nu ai posibilitatea să te informezi, să afli. Ori, în cazul apostaților, problema nu se pune că nu pot fi informați sau nu au de unde să se informeze sau să cunoască adevărul, ci nu vor să-l cunoască. Atenție la cei care îndeamnă, nu mai citiți, nu mai studiați. Acest lucru ar trebui să ne atragă atenția fiecare dintre noi. Doar apostații sunt cei care nu doar că nu cunosc, dar nici nu vor să cunoască.
Și continuă versetul, se pierd singur prin ceea ce știu din fire. Trăirea după o rațiune neregenerată de Duhul Sfânt. Trăirea după înțelepciunea firească, după logica și gândirea omenească, va duce la pieire. De aceea, Domnul să ne ajute să avem o foame după cunoaștere. Să cunoaștem cât mai mult. Foarte deseori se ia versetul acela din Corinteni care se spune cunoștința îngânfă și se înalță ca un steag și se spune nu trebuie să cunoaștem prea mult, pentru că te îngânfi. Ar fi bine să luăm cu înțelepciune și cu atenție acel loc din Cuvântul Dumnezeu care este specific și cuvântul de acolo se referă concret la o anumită cunoștință care poate duce la îngânfare, nici de cum la o cunoaștere tot mai profundă și mai multă a adevărurilor Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că timp nu mai este, doar amintesc de cele trei mari exponenți și sau metode de a se manifesta ale apostaților, și anume calea lui Cain, rătăcirea lui Balaam și răscoala lui Core. Sunt lucruri sau elemente care definesc, dacă vreți, și cumva sunt definitorii pentru cei care sunt doar imitatori ai creștinismului. Foarte pe scurt, calea lui Cain. Sunt aceia care trăiesc după propriul standard. Sunt aceia care își fac modul de relaționare și închinare nu după cum vrea Dumnezeu, ci după cum înțeleg ei, după cum vor ei. Sunt aceia care întotdeauna vor încerca să pună înaintea lor și a celorlalți propriile eforturi. Voința umană. Și din această cauză, deseori, pentru că oamenii aceștia se bizuiesc pe propriile eforturi, viața lor, manifestarea lor, va duce întotdeauna la un conflict cu ceea ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia vor fi gata să respingă și să urească harul lui Dumnezeu, pentru că harul lui Dumnezeu, nu-i așa, nu-i dă omului posibilitatea să se afirme, nu-i dă omului posibilitatea să arate ce poate el, cine este el, ce deosebit este el. Și oamenii aceștia care urmează calea lui Cain sunt acei oameni care întotdeauna, într-un mod vădit, au un conflict atât cu modul de a înțelege harul lui Dumnezeu, dar și a se relaționa față de cei care trăiesc conduși de harul lui Dumnezeu. Așa cum Cain a fost plin de pismă, de invidie și a ajuns să-l urască pe Abel, acela care a înțeles că este un păcătos, care depinde de harul lui Dumnezeu. Și cei care vor îmbrățișa calea lui Cain vor fi oamenii care întotdeauna vor prigoni și vor avea ceva de comentat la adresa credincioșilor reali, autentici, care înțeleg că doar harul lui Dumnezeu este acela care nu doar îi mântuie de trecut, dar le dă și posibilitatea de sfințire și de curățenie în prezent. Este apoi rătăcirea lui Balaam. Sunt aceia care au o dorință de câștig personal și când slujirea lui Dumnezeu sau sub pretextul că face lucrare pentru Dumnezeu urmărești de fapt interes personal, propriul câștig, acest lucru este un semn clar că ești pe un drum al apostaziei. Și în ultimul rând, răscoarea lui Core. Răzvrătirea fățișă, aparent spirituală, față de autoritatea lui Dumnezeu. Spunea Core, și nu este timp să citim acum, toți suntem sfinți. Toată adunarea este sfântă. Ai zice, ce om credincios, ce om deosebit. Dar sub această aparentă spiritualitate era un caracter apostat. Era un caracter care respingea autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că nu este obligatoriu să îmbrățișești toate cele trei aspecte. Calea lui Cain, rătăcirea lui Balaam sau răscoala lui Core. Este suficient să te regăsești într-una din aceste lucruri și să-ți dai seama că ai nevoie de pocăință, de pocăință autentică. Domnul Iisus să ne ajute pe fiecare dintre noi să nu fim doar imitatori ai creștinismului, să nu fim doar oameni strecurați, oameni care părem și noi că suntem ceva, dar în esență să fim oameni goi, așa cum este una din descrierile apostaților din versetul 12, niște pomi tomnatici, fără rod și dezrădăcinați. Oameni care n-au niciun substrat. Oameni care nu doar că n-au rod, n-au o mărturie creștină bună, dar n-au nici o rădăcinare spirituală autentică, puternică. Și un pom dezrădăcinat este un pom mort. Un pom care n-ai ce face cu el. Domnul să ne ajute să avem ochii deschiși, ochii lăuntrici. Să beneficiem de acel discernământ pe care l-a avut apostolul Iuda, care, deși dorea să scrie despre un lucru extraordinar, mântuirea lui Dumnezeu, spune cuvântul că, dintr-o dată, a înțeles că mântuirea, da, este un lucru important, frumos, necesar. A înțeles ce înseamnă urgența lucrurilor și s-a apucat să scrie despre altceva. O, dacă am avea și noi același discernământ,
să ne rugăm să putem înțelege situația sau realitatea vremurilor pe care le parcurgem. Iuda a înțeles lucrul acesta și a lăsat deoparte, călăuzit de Duhul Sfânt, un subiect frumos la care ar fi vrut să mediteze, pe care ar fi vrut să-l împărtășească cu credincioșii și a zis, nu, trebuie să scriu despre ceea ce este acum actual, despre ceea ce este urgent de scris. Ode am putea înțelege și noi urgența lucrurilor și necesitatea lucrurilor așa cum le vede Dumnezeu. Amin. Amin.